Ăștia, ăștia îi luăm să-i fac lui Cuscră mea Antonia. Pune-i și ăștia așa. Așa, pune așa. Deci îi punem așa. Ei toți căsăi ăștia așa. Așa, înțelegi? Îi băgăm aici așa. Mai pune și o bucată aici, de asta. Aici așa, pune-i așa. Pune-i și de asta. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa. E foarte bine. Auzi, Părinu? Așa. Așa. Foarte bine. Așa. Așa. Îi bagi într-un maț de la marile și îl lăsăm cu ațică roșie să-i dăm scorpiei. Așa. Îi dăm scorpiei să mănânce un cârnat să ne țină minte. Că ei îi place picant. Dă-și tu un coniac, Floric, bă, ce merg așa pe gol, pe uscat. Nu s-a declanșat sărbători lângă? Lasă, Florico, de sărbători? Păi, tot omul ascultă o muzică când pregătește mâncarea, nu știu ce, mai beau un coniac cu băuturică. Las-o! Hai, Florico! Poți să zic că de asta găsesc eu în fiecare an capacul de la sticla de coniac în sarmale? Frumos un brad frumos, un geanicel frumos! Să rămână ta, Florica! Să trăiesc! Ce mi-ai adus? Ce mi-ai adus? Aaa, ochi închiși, salam! Un set de brăduleți pentru mașină. Pac! Dar eu n-am mașină, Gianni. La mașina de cusut, mașina de spălat, mașina, uite, de merge, mașina de tocat carne. Bagă aici, așa, mașina de tocat carne. Să avem brăduleță. Dar ce-i cu tine, Marcea? Tu-ți acasă? E ca sus cu nebunele alea. M-a rugat să-i țin locul, dar nu mi-a dat capul la costum. Și, tant Florica, zi, mata, acum, brad fără cap. Ia uite. Așa, vrea așa un cap de Brad Pitt, eh? Nu. A, stai că mi l-a lăsat mie, stai da? Că ți-l dau, ia stai jos, stai jos că ți-l dau acum, da. Merge la bol, merge la bol, merge la bol, merge la bol! Du-te-vă de aici! Du-te de aici! Mi-e spart glasul! Tu dai mine în casă, mă! Băi, du-te! Păi zici ce vrei să facem la mol dacă nu-ți bui? Fii atent, vin locoace! Băi, am o combinație! Combinație de Crăciun, super combinație! Fac combinații de Crăciun! Da, mă! Eu sunt nebun, am bradă ca să mă duc la combinații! Băi, facem o căruță de bani! Și după anul nou cumpărăm și o mașină! Un Trabant! Asta e bun! Da! Băi, despre ce e vorba? Acum de sărbători sunt foarte multe cozi, aglomerații, sunt foarte mulți oameni și putem sta la cozi în locul lor. Băi, am făcut 200 de lei mai puțin de 10 minute, am stat în locul la doi străini. La coadă? Da! Bă, asta e... 200! Asta nu că e prosteala, asta e o idee foarte inteligent. Oh! Oh! Una ai avut într-o viață, asta e. Vezi? Fii atent că să stai la coadă, adică degeaba și să faci bani, asta e foarte bine. Crezi că... Ne băgăm. Bradule! Țălică! Rămâna mamă! Țălică, ce, nu ne-am văzut de mult? Ba da, dar am zis așa, rămâna mamă. Călăr, mama, da. De țuți. Mi-ai dat prăjituri? Nu ție, dă-i lui sorul talu vipera aia să se îndulcească și ia o leacă pe dinăuntru. Ai văzut ce mi-a făcut? A strigat la mine. Da, da, da. M-a făcut înainte de Crăciun. Ce ai la spate acolo? Vreau să văd în mână, ce ai în punga aia. Prăjituri. Nu, prăjiturile le duci lui soră ta, ce ai tu acolo? O pungă goală. Ce ai în punga aia goală? Hai mă, mamă, mă. În fiecare an faci la fel, ați iei cadouul meu, vreau să-ți dau, dar nu mă las niciodată să-ți-l dau sub brad, nu mă prinzi. Ce e? Din asta te pup. Ce? De Crăciun eu ți-am adus un ou care face ouă. Adică cum face-o? Uite, eu un ou care are ceas și îl pui așa pe masă, apeși pe buton și când fierb ouăle, fac tit. Ia, să-l stăpânești sănătoasă, să-l porți cu plăcere. Îi prăjiturile sus, să-ți fie de bine. Florica, da. Tu totdeauna îți faci cadouri frumoase. Da, de data asta eu l-am ajutat. Da? Îmi faci mie două moi. Două moi? Eu zic să te gândești bine. A, scumpa mea, ți-au plăcut prăjituricilele? Tu crezi că mie îmi trece supărarea cu o farfurie de prăjituri?
Mai am o tavă dacă mai vrei, să știi că... Mamă, pentru tine... Tu nu poți să mă jignești la nesfârșit și eu să te tot iert pe tine. Eu nu te-am jignit la nesfârșit, nici n-am început să te jignesc. Am avut un schimb de păreri de Crăciun ca familie. Un schimb de păreri? Vrei să vezi un schimb de păreri? Vrei să vezi cum fac eu Crăciunul în altă parte? Singură! Păi, Elenuța, dar de ce să faci Crăciunul în altă parte singură când toată familia este în jurul bradului? Să vezi tu! Rami, hai! Caută-mi acum o cameră undeva într-o pensiune foarte departe de București! Acum am zis! Ok! Ia! Paște fericit! Stai, ce paște fac? Că nici n-a venit Crăciunul! Ne mai vedem de Paște, asta dacă îmi trece supărarea. Stai puțin, Elenuță, stai mai puțin. Adică, uite, să știi că dacă vrei, mă mușc de limbă în fața ta, uite. Hai, mă, Elena, mă, vină-ți, mă, în fire, mă. Nu vrei așa? Vezi, da, o să rămâi tu nemăritată și neluată de mine, pentru că ești a dracului. Ești rea, ești insensibilă, ești gheață pe dinăuntru, ești Antarctida și Atlantida și... toate polurile noarde. Ca să fie clar, asta ești. Ai 42 de ani și nu ți-a venit minte la cap încă. Nu ai 36? Hai! Da. Mihai, hai! Hai, am zis! Hai! Sărbători fericite! Mamicule, ia-mă un palton, băi! O să... Oh!